Bună! Fericită sunt! Hai să vedem! Deci, am primit un colețel de la Kiris și vreau să-l desfac, să fac unboxing. O să fie un mouse pentru mouse, că așa am văzut că scria și așa mi-am spus. Mulțumesc frumos celor de la Kiris că le-au trimis și mie produse. E prima oară în viața mea când primesc produse de la o firmă și e super tare că fac și unboxing și acum mă simt așa un youtuber de la mare, chiar dacă nu sunt. Sunt foarte fericită că le desfac. Dacă sunt urâtă, ignorați. 1. Da, e extra large mousepad, știți ce-mi trebuia. Și eu când am un colet, n-am frate stare, mi-e bine să-mi desfac imediat, dar trebuie să aștept, e greu. Deci asta așteptare este grea. Uite. Ana mi-a dat mousepad-ul ei o perioadă și eu nu i-l-am mai dat înapoi. E medium și faza e cam o masă mică și vine tastatura peste mousepad și nu mai stă dreaptă și mă încurcă. Dar acum acest lucru nu va mai fi o problemă. Mamă, ce frumos, uite la aici cum așteaptă. Și am și eu stickere, ei. Wow. Mamă, cred că e mai mare și decât masa. Stickere. A, da, chiar să mă dau mare, că am carcasatul de la Kiris. Ca dovadă, chiar am. Astea sunt de la carcasă. Probabil aveai și carcasa stickere, dar aia care mi-au montat PC-ul ar fi păstrat. El stickers. Hai să punem ăsta. Mamă, ce frumos e. Stai să-l vedeți și voi. Ia, ce frumos e. Și este al meu. E frumoasă rău culoarea asta. Am văzut când l-a primit Ana. E că modelul. Tot așa frumos. Frumos rău. Place mult. Și piesa de rezistență. Deci chiar mouse-ul pe care l-am a început să se cujească în părți, nu știu cum să explic. Și chiar sunt super fericită că mai am unul. Mouse-a Kiris Polaris. Mamă! Ok, le pun și aici să vadă. Oh, avem și o dasă de mulțumire. Și așa e pe spate. Thank you for handpicking the Polaris to be your flagging mouse of choice. Gata, acum pe Valorant o să fiu cineva. O zice să îți instalezi software-ul lor. Stickere din nou. Ăsta e manualul. Așa că se vede ceva. Ok. Și uite-l! Uite că chiar sunt niște mișgăurele. Credeam că sunt făcute doar așa. Ce tare! M-am uitat pe net. Wow! O pun și cu ce să-l curăț. Avem aici asta pentru wireless și firul dacă vrei să-l folosești nu wireless, cu fir. Și uite, mamă ce ușor e! Mamă cât de ușor e! M-am dus să-l iau pe cel pe care l-am. Mamă, e mult mai ușor. Mai ușor și decât ăla wireless pe care l-am, care nu-i de gaming. Mamă, chiar e super ușor. E frumușel în joc. Să-l curăț. A, uite aici, ai înlocuitoare, gen, pentru astea. La unele ați văzut se strică, ce tare. Uite și pentru ăsta, ce tare. Lumii? Eu zic că este foarte frumos. Uite ce frumos, luminează. E frumos și rău. Așa va sta el. Să vă arăt diferența la mousepad-uri. Ăsta e mousepad-ul primit de Ana și uite, cred că fix jumate. Hai să vedem. Da, e de două ori mai mare, uite. Diferența, ca să vedeți. Și cu mouse-ul pe el. Ca lățime la fel, lungimea diferă, sper că am zis bine. Și ca grosime tot la fel. Uite. Deci este mouse wireless. Este foarte ușor. Are doar 73 de grame. Deci eu când l-am luat prima oară mână și am zis că e super ușor, nici nu citisem că e atât de ușor. Pur și simplu mi s-a părut ușor. Este RGB, RGB cum mi-o zice. Număr de funcționare și cu fir. Senzor optic 16.000 DPI. Contacte mecanice ultra durabile. Are 20 de milioane de clicuri. Timp de gaming 48 de ore. Are o baterie built-in, adică e construită, nu trebuie să bagi alte baterii. Mouse optic wireless ultra ușor optimizat pentru gaming. Conexiune wireless 2.4 GHz cu latență scăzută.
autonomie totală de peste 400 de ore, peste 40 de ore în sesiunile de gaming, acumulator de 600 mAh incorporat, deci bateria este incorporată, și 10 metri distanță maximă de funcționare în mod wireless, adică pot să mă duc mai încolo și tot să mă joc cu el. Deci funcționează și cu fir și fără, ai și cablu USB tip C inclus, ai la iluminarea asta, ai diferite modele de iluminare. Are două butonașe în partea stângă, exact așa am și eu la celălalt mouse. Este ideal pentru dreptaci, sunt dreptaci, deci e bun. Aici de astea pe spate de unde dai on. De-i schimb culorile, ai un butonaș pe spate de unde schimb culorile, nice. Forma ergonomică, simetrică pentru mâna dreaptă. Și are confort premium mulțumită suprafaței acoperite cu strat special rezistent la transpirație. Mie îmi transpiră palmele, nu numai cum mă joc, în general mie îmi transpiră palmele. Și poate pe asta nu se mai face, vedem astăzi, îl testăm. Și software de la Kiri special pentru el. Bun, acum sunt de pe calculator și vocea mea, cred că s-a un pic diferit. Aici avem software-ul de la Kiri, e fix acest mouse cu butonașele lui. Te mi arată că l-a stat în baterie, butoanele, advanced, aici mi-am pus eu la 400 dpi să fie alte culori, la 800 alta, la 1600 și tot așa. Poți să schimbi aici cât dpi să ai, senzitivitatea mouse-ului, cât de repede să dai scroll. Aici alte setări, nu știu nicio foarte bine, aici pui cum vrei să fie culorile. Ai profile aici, să-ți faci diferite profile. Cer scuze că n-am reușit să postez asta de când trebuia, dar am apucat să folosesc și mouse-ul și mousepad-ul timp de mai bine de o lună. Sunt foarte mulțumită, mai ales de mousepad pe care l-am folosit pe fiecare dată. Chiar aveam nevoie de un mousepad așa, iar mouse-ul nu l-am folosit chiar tot timpul. Îmi plăcea mai mult să folosesc când era wireless, ca să știu eu așa că îl folosesc la capacitatea lui maximă. Am vrut să prezint un pic și software-ul, care mi se pare că e destul de frumos făcut. Ia uite, s-a încărcat bateria. Cât îl țin cu firul conectat, se încarcă bateria și apoi pot să-l folosesc wireless, ceea ce e destul de tare. Deci la mousepad este așa. Este extra large. Este mousepad textil cu suprafață din microfibră. Designul e waterproof, nici nu știam asta. Mamă, foarte bine. Nu prea înțeleg o chestie ca să aibă ce să cadă, dar mie vine de știut. Bază cauciucată pentru stabilitate maximă. Dimensiuni 900 cu 400 cu 4 mm. Deci asta e 900, 400 și aici 4. Recomandat pentru setări mici ale sensibilității. Și ăsta este mediu. Fix jumătatea lui. Ne mulțumesc mult celor de la Kiri că mi-au trimis produsele astea, sunt foarte fericită. Abia aștept să le folosesc. Vă mulțumesc mult și vouă că v-ați uitat. Sper că a ieșit bine. Dacă vreau și pe produsele acestea să-mi spuneți ce părere aveți și dacă am zis ceva greșit să mă corectați, că na, place cum e aici, cât așa, în relief. Mulțumesc mult și Anei că mi-a dat camera ei, una era camera mea, una era camera ei. O zi frumoasă, vă mulțumesc mult, la revedere, bye! Pa!